Bună ziua, stimați telespectatori, bun găsit, dragi copii! Sunt Remus Gușă și vă mulțumesc pentru faptul că urmăriți emisiunea Educația Juvenilă. Emisiune în cadrul căreia astăzi am deosebită plăcere să o am invitată pe distinsa doamnă psiholog Monica Lăceanu. Vă mulțumesc mult, doamnă, pentru faptul că ați acceptat să reveniți în emisiunea Educația Juvenilă. Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mărturisesc că mă simt extraordinar de bine în acest colectiv, îmi dă o stare de bine să vin aici. Și în emisiunea noastră apreciez foarte mult faptul că sunt copii în preajma mea și mie copiii îmi dau o stare de confort foarte mare, îi facem foarte mare plăcere. Și tocmai cu câteva secunde înainte admiram ținuta, poziția domnișoarei de la pian, respectiva Lorenei, da, care chiar are o ținută de divă cu bărbia ridicată și cu siguranță o să fie un copil de succes în ceea ce face. Da. Deja este. Da. Pentru vârsta ei. Da. Vă mulțumim mult pentru apreciere. Aș vrea să mai remediez, pentru că mi-am făcut mea culpa de multe ori, pentru că am uitat. De fiecare dată când am venit, aș vrea să mulțumesc din suflet și oamenilor din spatele camerelor, care niciodată nu se văd, dar fără de care niciunul dintre noi, nici noastră, nici nu puteți face emisiuni și nici noi nu putem fi invitați. Oameni care tot timpul sunt alături de noi și dacă noi suntem în față și oarecum avem oarece satisfacții, să zic, al unei misiuni împlinite și al unei munci pe care o facem, dumnealor... Au tot meritul. Au tot meritul categoric. Cu ocazia asta îi și menționăm. Este vorba de domnul Liviu Cosat, Minel Boboc și Ionel Taifas. Și vă mulțumim încă o dată, doamna Lăceanu, pentru aprecieri. De asemenea, stimați telespectatori, în cadrul emisiunii noastre, alături de Lorena, mai avem invitați doi elevi pe care îi veți cunoaște în cadrul emisiunii. Care doriți să trimiteți mesaje, stimați telespectatori, o puteți face la numărul de telefon afișat pe ecran. După cum v-am obișnuit, stimați mei telespectatori, dragi copii, o să începem ca de fiecare dată cu interpretarea unei melodii. Astăzi va avea începutul emisiunii Dinu Lorena, care îi spun bine ai revenit, Lorena, în cadrul emisiunii noastre. Te rog frumos, Lorena, să te prezinți pentru mai tineri și telespectatori. Bună ziua! Vă mulțumesc că m-ați invitat în emisiunea dumneavoastră. Mă numesc Dinu Lorena Nicol, am 10 ani, sunt clasa a 4-a A la școala Academician Marin Voiculescu, la doamna Boțoroagă Elena și sunt anul 2 de pian la doamna Danilov Mărioara la școala populară de arte din Giurgiu. Te întreb, Lorena, ce activități am întreprins tu de când nu ne-am mai întâlnit? De ultima noastră întâlnire în cadrul emisiunii noastre. Mai mi-am repetat diferite cântece la pian, mi-am îmbogățit repertoriul cu alte cântece noi care vreau să vă impresionez. Deja ne-ai impresionat, Lorena. Bun, te rog frumos să ne spui care va fi prima melodie pe care o vei interpreta. Prima melodie pe care o voi interpreta va fi Valsul 10 de Chopin. Te rog frumos, succes! Mersi! Thank you.
Felicitări, Lorena. Foarte frumoasă interpretare. Felicitări. Felicitări, Lorena, și pentru interpretare și pentru o parte din portofoliul tău de diplome și de trofee pe care le-ai câștigat la cei, până la cei 10 anișorei tăi și în al doilea an de pian. Și pe această cale vreau să spun că apreciez foarte tare părinții care își îndeamnă copiii și îi susțin către astfel de activități. Și deopotrivă și pe ceilalți care îi îndreaptă către alte activități extrașcolare, sport, arte plastice, muzică de alte, la alte instrumente, interpretare vocală sau absolut orice. Este foarte important că îi obișnuiește de mici cu competiția, îi obișnuiește cu emoțiile care însoțesc un concurs, cum să funcționeze în această stare de emoție care inerent însoțește orice concurs. Pe de altă parte, le dezvoltă spiritul de echipă, pentru că cele mai multe dintre competiții se desfășoară categoric în echipă și sunt foarte, foarte multe abilități care se dezvoltă timpuriu în cazul copiilor care urmează activitățile acestea non-formale, de educație non-formală. Vreau să precizez că nu trebuie să avem așteptări de la fiecare dintre ei să facă performanță. Absolut, este nu imposibil este, acest lucru. Performanța nu este un lucru pe care trebuie să-l urmărească sau să-l atingă orice copil. Nu trebuie să fim deloc frustrați ca și părinți că dacă interpretează la pian trebuie neapărat să câștige numai locurile unu din toate concursurile sau să ajungă un mare pianist copilul meu. Dimpotrivă, beneficiu de care copilul are parte prin această activitate și dacă ne referim la muzică, pe de altă parte îi dezvoltă personalitatea într-un mod armonios, cultura generală, nu mai vorbim. Deci nu trebuie să privim numai din această perspectivă. Sau rămâne un an, doi, dacă n-a făcut nimic, ce să ducă acolo, să nu facă. Că trebuie să învățăm să fim mulțumiți și să apreciem acolo unde sunt ei. Și să ne dorim să fie mai sus în măsura în care poți și în măsura în care găsim modalitatea să o facem. Da. Deja ați răspuns la prima întrebare pe care vroiam să vă adresez despre importanța educației în întregul ei. Vă întreb de asemenea, distinsă doamnă Lăceanu, este cumva pregătită societatea pentru a acorda copiilor noștri, elevilor noștri, o educație completă? Cât se poate de completă? Societatea în sine, pentru că suntem realiști, suntem oameni la o vârstă și percepem destul de bine ceea ce se întâmplă în jurul nostru, nu aș putea să fac această afirmație. Însă, toți factorii care constituie sau determină educația unui copil, familia, școala, activitățile de educație non-formală sau informală, fiecare dintre astea pot fi foarte bine consolidate, astfel încât să putem să oferim educație și tot ce se poate mai bine copiilor. Dacă ne referim la societate, nu are pârghile necesare, nu oferă lucruri concrete și reale, sistemul de educație, sunt lucruri, cred că am putea să vorbim o emisiune întreagă despre chestia asta, despre lipsurile astea și este un lucru care se schimbă foarte, foarte, foarte greu. Motiv pentru care în toată nebunia în care trăim, ca să zic așa, și într-o societate care nu oferă mai nimic copiilor, trebuie să apelăm la soluții individuale. Fiecare dintre noi ca părinți nu trebuie să renunțăm la a oferi cei mai buni copiilor noștri, la a-i susține și la a-i încuraja să meargă către un drum solid în viața lor. E aici foarte mult de discutat ce e bine și ce nu e bine pentru copil, către un drum solid în viața lor, către un drum pe care ei să și-l dorească, să-și facă o carieră care să le facă plăcere și fiecare etapă a vieții să fie privită cu seriozitate și să-i se ofere, în funcție de etapa vieții, să-i se ofere tot ce trebuie copilului. Și în primul rând, pentru că anticipez oarecum întrebarea dumneavoastră, copilului trebuie să, înainte de a vorbi de educație și înainte de a vorbi de orice altceva,
trebuie să vorbim de iubire, trebuie să vorbim de dragoste. În orice, și nu sunt cuvinte mari, că în afară de răutăcismele de care, sincer... Le găsim la tot pasul? Da, și de care am parte și eu uneori așa vis-a-vis de chestia asta, inclusiv de emisiunile la care particip, eu nu-mi doresc decât să deschid apetitul oamenilor pentru acest domeniu extraordinar de frumos și de mirific care înseamnă psihologia și de util pe de altă parte, nefiind stăpâna adevărului absolut sau tot ce înseamnă la momentul ăsta știința asta, și pe de altă parte îmi doresc să ca unii oameni să descopere în ceea ce vorbim noi, să se descopere și dumnealor în anumite ipostazi. Și din acest motiv întotdeauna evit să vorbesc în termeni științifici, ci din potrivă pe înțelesul tuturor. Acest cuvânt, această sintagmă, copilului trebuie dragoste, nu reprezintă cuvinte mari. Că cineva m-ar putea întreba, dar ce înseamnă asta, că a priori părintele își iubește copilul? Important e ca el să simtă. De când se nasc și până când ne ducem noi, că asta este normalul vieții, copilul trebuie să simtă că îl iubim pentru ce e și nu pentru ceea ce face. Înainte de educație, repet, și de orice aspect și de orice alt factor care vine extern, care vine și consolidează procesul de creștere și de educație al copilului, dragostea, apropierea, comunicarea, deschiderea față de copil sunt cele mai importante. Și mai ales că astea pot fi oferite din primul moment în care vine pe lume. Da. Un alt lucru important, doamna Răceanu, din punctul meu de vedere, ați spus dumneavoastră că societatea încă nu este bine pregătită pentru a acorda o educație adecvată copiilor noștri. Spuneați dumneavoastră, și sigur așa este, că au nevoie de foarte multă iubire copiii noștri. Dar cât de important este, doamna Răceanu, ca ai noștri copii să beneficieze de cadre didactice foarte bine pregătite? Este un lucru foarte important. Dacă privim teoretic, da. Însă, eu nu vă pot răspunde cu certitudine, pentru că ar însemna să fiu subiectivă. Nu sunt în măsură să apreciez calitatea cadrelor didactice de la nivelul orașului. Nu, la nivelul, societății. La nivelul societății de asemenea. Nu spun că nu-i loc de mai bine. Nu spun că există o grămadă de factori care influențează prestația cadrelor didactice. Nu spun că revenim iarăși la societate și categoric, dacă profesorul nu este împlinit, dacă nu este mulțumit, dacă nu este motivat, dacă nu îi se oferă așa cum trebuie în orice meserie o formare continuă și dacă nu beneficiază de toate aceste lucruri, categoric că și randamentul dumnealui ca persoană nu este cel mai înalt. Însă, una peste alta, sistemul românesc de învățământ, și vorbesc aici, aici mă refer la cadrele didactice, oferă niște rezultate extraordinare. Evident că la noi nu se prea văd, pentru că nu există apetență pentru genul ăsta de lucruri, nici de la cei din media, că nu prea publică chestii de-astea, nici măcar pe partea de socializare online, că nu primim nici măcar like-uri la chestii de genul ăsta, însă să știți că avem rezultate extraordinar de bune în afara țării, la foarte, foarte multe materii, și la cele care țin de sistemul de învățământ și la educația non-formală. Deci rezultatele copiilor sunt foarte, foarte bune. Dar, repet, categoric e loc de mai bine. Și dacă această categorie, care după părerea mea este o meserie de vocație, deci a fi profesor sau învățător, trebuie să-ți placă foarte tare să faci lucrul ăsta. Pe de altă parte, ca și persoane, sunt convinsă că cu tot greu și dificultatea, sunt persoane foarte fericite, pentru că a sta în preajma copilului și a vedea la un ecar de timp un produs finit, asta fiind copilul pe care îl iei din clasa 1 și îl duci în clasa 4, deci lucrurile astea nu ți le poate oferi o altă meserie. Dar, repede, dacă această categorie ar fi tratată de către societate la modul foarte, foarte serios, și dacă ar fi apreciat așa cum trebuie, categoric ar fi loc și de mai bine. Da, tot timpul este loc de mai bine în absolut toate domeniile. Cu această ocazie vreau să mulțumesc doamnei director Carmen Petranca, doamnei profesor Danilov, doamnei profesor Nidelea,
pentru faptul că ne-am lăsnit prezența acestor copii frumoși. Da, și pentru faptul că se ocupă și se ocupă la modul extraordinar de profesionist și întâmplător, și eu, unul dintre copiii mei, a studiat acolo. Știu ce înseamnă locușorul ăla, că ei deja sunt o comunitate acolo și oamenii ăștia, exact ce spuneam mai devreme, pun foarte, foarte mult suflet. Nu pun niciodată alte probleme înaintea preocupării pentru copii, înainte de a le oferi și de a le transmite toate cunoștințele dumnealor și de a le dezvolta dragostea pentru instrument, pentru teatru, pentru cântat, pentru absolut orice. Da, o să mulțumesc pe această cale și doamnei Mariana Iliescu, doamna director de la școala gimnazială Vitor Carpis. De fiecare dată am vrut să-i mulțumesc și de fiecare dată am omis. Da, sunt oameni cu totul și cu totul absolut, deosebit. Absolut. Doamna Leceanu, vorbeam de societate. Vă rog să ne spuneți cât de mult ne poate afecta superficialitatea. Din păcate, este un lucru care afectează foarte, foarte tare toate aspectele. Din punctul meu de vedere, decât să fii superficial, mai bine nu faci un lucru. Îți asumi și spui: eu nu fac asta, nu sunt în stare, nu pot, nu sunt semne de slăbiciunea asta. Foarte bine, fiecare dintre noi poate să facă foarte bine. Cred că sunt semne de personalitate puternică să spui acest lucru. Sigur că da. Și de o comunicare autentică și eficientă. Da? Nu, decât să-mi fie teamă să spun nu pot să fac asta, mi-asum o sarcină pe care n-o duc la bun sfârșit și sau fac un lucru cu superficialitate. Superficialitatea înseamnă apariția unor efecte pe termen scurt, mediu sau lung. Și înseamnă reluarea aspectului respectiv. După părerea mea, în cei 26 de ani de la Revoluția din 1989, am fost profund marcați de superficialitate. În tot ceea ce înseamnă în toate domeniile. Dacă privim învățământul, dacă privim sănătatea, dacă privim administrația locală, au fost tratate cu maximă superficialitate, motiv pentru care, dacă este să privim obiectiv, nu sunt situații după care nu rămâne nimic în urmă, nu ai ce evalua. Da. Și cea mai mare problemă, doamna Leceanu, și după această superficialitate, cel mai mare rău îl face lipsa de continuitate. Și dacă ne referim la sistemul de învățământ, pentru că suntem aproape de domeniu, au fost un număr impresionant de miniștri în acești 26 de ani, care au venit fiecare și au promovat niște idei mărețe, de multe ori importate de la ceilalți și tot așa, care s-au stins la fel de repede cum s-au și la fel, cum să spun, au fost foarte zgomotos lansate, după care s-au stins într-o tăcere, da? Și nimeni nu a promovat ideea de continuitate. Cel care a venit după a venit cu o altă chestie, nu pot să apreciez dacă bună sau rea și nici nu prefer să nu dau părerea, însă nu a continuat nimic din ceea ce s-a întâmplat. Și reducând la scară micro, respectiv la familia noastră, la viața noastră, sunt același efect. Absolut. Dacă nu facem lucrurile temeinic, dacă nu avem continuitate în ceea ce facem... Da, și am ocazia să spun, doamna Luceanu, cea mai mare problemă referitor la superficialitate este faptul că superficialitatea noastră afectează implicit și pe cei din jurul nostru. Asta este una din cele mai mari probleme. Da, sigur că da, și ca acțiuni și ca atitudine. Absolut. Ca și comportament. Ca și acțiune, evident că dacă avem un coleg care face un lucru și nu-l găsesc bine făcut și eu trebuie să continui, trebuie să-l iau de la capăt, sau dacă în... o bună parte dintre oameni nu suportă comportamentul și atitudinea asta superficială și atunci clar că există, nu poate, există tensiuni și pot apărea tensiuni. Pe de altă parte, când ne referim la copii și mă tot întorc, pentru că recunosc că este preocuparea, ca să zic așa, principală a meseriei mele, gândiți-vă că noi suntem primele modele ale copiilor noștri și primele comportamente se învață prin imitație. Copilul, dacă vede acest lucru în familia lui, în mediul în care crește, va imita categoric, după care începi să corectezi când se poate să fie prea târziu. Și el, neavând nicio vină, săracul, că el a imitat ce a văzut. Exact. Ce vede, aia face. Este și o vorbă. Da. După cum vă spuneam, stimați spectatori, avem o frumoasă domnișoară. Este vorba de Antonia Renea, pe care o rog să treacă la pupitru. Și să-i spunem bine a venit în cadrul emisiunii noastre. De fapt, ai revenit, Antonia, în cadrul emisiunii Educația Juvenilă.
Ai fost prezent acum aproape un an de zile, când a fost și Narcis Răducan prezent în emisiune. Te aprecia foarte mult după emisiune, Narcis. Bine ai revenit, Antonia. Bine m-a regăsit. Te rog frumos să ne spui câteva cuvinte despre tine. În ce clasă ești, la ce școală înveți? Păi, mă numesc Renea Antonia. Sunt clasa a 5-a la școala gimnazială numărul 7. Da. Am ca dirigintă pe doamna Roxana Roșu. Da. Sunt la flaut, anul 3. La doamna profesor Măsăr. La doamna profesor Măsăr Marioara. Da. Și trebuie frumos, Antonia, să ne spui anul școlar care tocmai se încheie. Ce a reprezentat pentru tine? Păi, am terminat anul cu note bune, medii bune și sper că și anul viitor să fie la fel. Cu siguranță, așa va fi, Antonia. Da. Te rog frumos să ne spui ce melodie ne vei interpreta. Până atunci, Lorena, te rog frumos să te pregătești să interpretezi cea de-a doua melodie, după ce termină Antonia. Bine. Cum se numește melodia, Antonia? Cu seara în poartă. Te rog frumos. Succes. Mulțumesc. Antonia, te rog frumos să ne spui la ce concurs ai participat săptămânile trecute? Am înțeles că te-ai clasat pe un loc foarte bun. Păi am fost la Olimpiadă, la Buzău și am luat mențiune, dar mă motivează. Absolut. Câți concurenți? Participanți? Păi, nu știu, sigur. Mulți? Au fost destui de mulți. Da. Felicitări, Antonia. Felicitări, Antonia. Te aștept și altă cu la fel de mare plăcere. La revedere, Antonia. Lorena, te rog frumos să ne spui câteva cuvinte despre concursul la care ai participat de asemenea săptămânile trecute. Am văzut că ai și câteva diplome, medalii. Te rog frumos. Pe 15 mai am participat la concursul Talente Împlinite, care s-a ținut la Tinerimea Română din București și am luat premiul întâi special. Am interpretat valsul 10 de Chopin și studiul 68 de Czerny. Da? Da. Și al doilea concurs de anul acesta a fost Sonoris, care s-a ținut la Centrul Cultural din Buftea și am luat premiul întâi. Am participat cu valsul 10 de Chopin și Nostalgia de Austin Toussaint. A evoluat foarte mult de la ultima noastră întâlnire despre care vorbeam. Da. Da, cum se numește melodia pe care o vei interpreta? Melodia pe care o voi interpreta se va numi Nostalgia de Austin Toussaint. Succes! Mersi! Mulțumesc!
așa, pur și simplu. Te așteptăm și cu ultima melodie. Da. Către finalul emisiunii. Simt nevoia să fac o remarcă, întrucât mă simt extraordinar de copleșită de talentul acestor copii și de preocuparea părinților lor și vreau să spun că, în opinia mea, există speranță. Trăim acum, asta e percepția mea, în două luni paralele. Lumea din spațiul public, care înseamnă viața politică, tot ce se promovează, tot ce, și nu spun întâmplător, pentru că tocmai am ieșit dintr-o campanie de alegeri, care este de-a dreptul către patologic, și atât spun, da. Nu continui, și cealaltă lume în care părinții, dascălii, cu toate lipsurile, cu toate greutățile vieții, își găsesc timp să crească acești copii într-un echilibru total, să învețe să caute frumosul, să se aplece asupra lor, să le ofere ce mai bun și din acest motiv simt nevoia să fac această remarcă, că la un moment dat lucrurile se vor așeza, întrucât și societatea se vindecă natural. Ați întâlnit mesajul pe care l-ați primit, doamnă Liceu, nu putem spera la mai bine. Societatea se vindecă natural, procesul de vindecare este natural ca și cel de vindecare a unei plăci, se vindecă din interior către exterior. Ori dacă după noi, după generațiile astea care n-au avut o prestație deloc bună din multe puncte de vedere, vin copiii ăștia, lucrurile ne fac să sperăm către mai bine categoric și să nu renunțăm câteodată, și să nu renunțăm niciodată. Și încă o dată, aprecierile mele profesorilor, părinților, care în toată nebunia, deci asta este percepția, trăim în două luni paralel. Da, da. Ați remarcat foarte bine dumneavoastră, am avut foarte mulți copii invitați alături de copiii și profesorii lor. Pot să vă spun că trăirea era aceeași și pentru profesor și pentru părinte. Sunt convinsă și de asta vă spun că este meserie de vocație și acești oameni trebuie să apreciați pentru dăruire, faptul că, pentru dăruire, ca da? Toate meserile de vocație și medicii și cei care lucrează efectiv în relația cu omul, indiferent dacă este un omuleț mic sau este un adult, sau un adult în suferință, pentru că în momentul în care ești în preajma lui, nu mai știi că ai acasă probleme, că ți-e foame, că ți-e sete, că ai neajunsuri, că te-a supărat. Deci lași totul la o parte, da, și încerci să dai tot ce e mai bun din tine, pentru, și ca profesionist și ca om, pentru binele celui de lângă tine, ceea ce e foarte important. Aproape de cel mai important. Din punctul nostru. Meu de vedere, categoric, da. Și da, uite că se poate și că în continuare lucrurile se fac și nu este, pentru că la un moment dat chiar eram îngrijorată, așa, de evoluția societății și de toate relele astea care ies la suprafață și, mă rog, de toate lucrurile care nu ne fac cinste și onoare multora dintre noi și se mai și propagă în spațiul public, așa, cu asupra de măsură, să zic. Important este să știm să trecem peste ele. Da, în condițiile în care totuși există o parte a României, o parte a societății care se ocupă în continuare să promoveze frumosul și să crească frumos acești copii, ceea ce e extraordinar. Și trebuie luat în considerație, doar acest absolut aspect. Este aleatorul, este colateral. Da, este foarte, foarte adevărat, însă dacă nu s-ar promova cu prioritate în spațiu public și ar apărea cu prioritate lucruri de genul ăsta, mai cu seamă că este, dar la noi nu se ține cont de politica de promovare în spațiu public, unde ar trebui promovate într-un procent mult mai mare lucruri de genul ăsta și nu restul de atitudini, pentru că astfel de comportamente se întăresc dacă le tot repezi la nesfârșit și tot îl arăți pe ăla care face aia, aia, aia. Este vorba de educație, doamna Liceanu, din punctul meu de vedere aici. Da, sunt o grămadă de factori care... Pentru că ajung acolo sus în funcții oameni care, după cum vorbeam și în alte emisiuni, sunt total neaveniți pentru aceste funcții și nu interes... Da, eu aș face o singură precizare, pentru că nu trebuie să ne dăm la o parte nici pe noi. Vreau să spun că acolo, cei mai mulți sunt acolo nu datorită calităților lor, ci datorită slăbiciunii noastre. Și eu mi-asum acest lucru ca și persoană, ca și om, pentru că și inacțiunea de care am dat dovadă niște ani buni este tot o vinovăție pe care încerc oarecum să o compensez. Nu știu cum voi reuși, dar măcar încerc. Ca și dumneavoastră de altfel. Da, da. Sper să
Să fie bine, până la urmă, oamenii. Am primit și eu un mesaj. Domnule Gușe, ce părere aveți despre eșecul de la Dunărea Giurgiu? Probabil că se referă la faptul că Dunărea Giurgiu, echipa municipalității, a fost eliminată la meciul de baraj pentru accederea în cea de-a treia ligă a fotbalului românesc. Nu sunt în măsură ca eu să judec evoluția echipei de fotbal Dunărea Giurgiu. Probabil că se va face o ședință, se va analiza factorii care au determinat acest usurător eșec și sper că totul va intra normal și va fi exact cum trebuie să fie. Doamna Lăceanu, vă rog să ne spuneți, în accepțiunea dumneavoastră, care sunt primele trei trăsături de personalitate pe care le apreciați cel mai mult la o persoană. Și vă rog să și detaliați. Da, cea mai... Acum, trăsăturile de personalitate sunt ceva care, cu care te naști. Da. Putem să vorbim de trăsături de caracter. Dar am să le spun așa, și pe unele și pe celelalte. Nu, în ordinea importanței, vă rog frumos. În ordinea importanței categoric, dar nu neapărat dintr-o anume categorie. Da. Cel mai mult apreciez sinceritatea. Și în egală măsură, poate în procent mult mai mare, dezavuiesc lipsa de sinceritate. În al doilea rând, apreciez foarte, foarte mult la oameni empatia și grija pentru ceilalți. Sunt oameni care realmente așa gândesc, și nu numai pentru familia lor, să fie, să se simtă confortabil și celălalt și, dacă se poate, eu să fiu pe ultimul loc. Care sunt extrem de asertivi, de înțelegători, de lipsiți total de egoism și vedeți, o parte bună a vieții noastre se desfășoară și în plan social și profesional. Noi nu trăim numai în familiile noastre și când și când avem, știu eu, acces în spațiu public sau beneficiem de spațiu public, ca să zic așa. Nu. Viața noastră are o parte destul de importantă și socială, care înseamnă grupul de prieteni, locurile de muncă, relațiile pe care le stabilim cu oamenii. Pentru că toate astea determină buna funcționare a lucrurilor și buna funcționare și a noastră ca oameni și a grupurilor din care facem parte. Cam în ordinea importanței și cel mai mult apreciez aceste calități. Da, dumneavoastră apreciați sinceritatea. Eu greșesc dacă spun că în viziunea mea primul loc îl ocupă moralitatea? Nu, nu. Dar eu am încercat să... moralitatea este mai mult către un comportament și o atitudine, dacă vreți, dar ca și trăsătură de personalitate sau de caracter. Sinceritatea face parte din felul nostru de a fi. Mai greu o șlefuim și o aranjăm, pe când moralitatea ține de anumite principii și de anumite lucruri și categorii sunt foarte legate. Foarte, foarte legate. Deci niciodată un om nesincer nu o să fie neapărat un om cu o moralitate lipsită de orice îndoială, ca să zic așa. O să încerci o perioadă, pentru că este o calitate oamenilor nesinceri de a fi și extrem de alunecoși, ca să spun așa, și mă rog. Dar categoric și moralitatea și felul de a te raporta la ceilalți și ceilalți la tine sunt foarte important. Da. Doamna Lăceanu, ultimele studii în domeniul psihologiei vin cu dovezi solide, conform cărora educația făcută cu rigiditate, cu critică, cu umilire, cu manipulare, afectează profund relația părinte-copil. Vă întreb, doamnă, care este cea mai bună cale de comunicare în această relație? Sau cum poate intra normal? Vreau să fac o remarcă pornind de la înainte de ultima noastră întrebare și să spun că nu afectează numai relația părinte-copil. Afectează evoluția, dezvoltarea copilului, uneori pe întreaga viață și nu sunt puțin de marcele pe care le exprim. Toate lucrurile pe care le-ați enumerat și toate comportamentele care nu sunt deloc, nu se regăsesc deloc în limita largă a normalului, nu fac decât să reducă copilului stima de sine, încrederea în sine și pe cale de consecință, performanța, randamentul pe care îl are și legat de astea toate lucrurile pe care le întreprinde. Din punct de vedere al relațiilor pe care le dezvoltă ulterior,
între colegi, în grupul de egali, în relația de familie, toate vor fi disfuncționale sau afectate. În cel mai fericit caz, numai afectate. Calea cea mai bună este nu să intre normal, să nu se ajungă la aspectul anormal. Să nu existe, să existe fermitate, dar să nu existe rigiditate și reguli extrem de stricte în ceea ce privește educația copiilor, nici de cum agresivitate sau lucruri de genul ăsta. Fermitatea, da. Pe de altă parte, copilul trebuie învățat că suntem în competiție cu colegii noștri, cu cei cu care facem, cu care participăm la concursuri, nu comparații. Niciodată să nu-i spui copilului când vine acasă primul lucru, după ce, bineînțeles că ești foarte nervos și ți-a prins o țigară sau când ți-a spus ce notă a luat, primul lucru pe care îl întrebi este, dar ce notă a luat Futoric? Deci asta nu spuneți că este în cum să spune, în cultura noastră, da, categoric. Nu. Noi nu încurajăm copilului spiritul de comparație, ci competiție. Pe de altă parte, apropierea față de copil. Tot ceea ce este anormal și disfuncțional în relația copilului rupe, fracturează relația. Și vă dați seama că mințișoara și sufletul unui copil în care apar multiple fracturi sau fisuri, alea se poate să nu se pună la locul lor niciodată, sau dacă e vorba că la un moment dat se vor închide, vor rămâne niște traume, vor rămâne niște sechele, vor rămâne cicatrici. Și atunci el nu va fi niciodată un adult în plenitudinea lui ca om și ca personalitate. Nu sub nicio formă, eu am o vorbă și spun, numără până la 10 ca și părinte, indiferent ce-ți vine să spui, bine, asta este indicat și în afara familiei tale, de da? Autocenzura asta, da? Pentru că știți, primul răspuns este cel care este, da, ceea ce simți. Indicat este să numeri până la 10 și să... Măcar până la 5. Până la 5. Oricum, indicat este să nu spui ce gândești, da, prima dată. Da. În relația cu copilul, obligatoriu, și repet ce am mai spus la emisiunea altor colegi ai dumneavoastră, nu vorbim de episoade, că toți avem la un moment dat niște ieșiri de nei și nouă rușine de ele și le regretăm, da? Însă, vorbim de comportament ala lung în această manieră. Și nu... nu-i comparăm pe copiii noștri nici măcar cu frații sau surorile lui. El este el, este o entitate, este apreciat, nu prin comparație cu celălalt. Pentru că există în cultura noastră și extrem de nociv să-i spui, păi frate, tu, păi sorta, păi măta, păi nu știu ce. Nu. Îl apreciezi și nu-l apreciezi pe el. Sau nu-l apreciezi pe el, sau îi spui ce a greșit. Foarte important este să știi ce a greșit și ce nu este în regulă în momentul ăla. Pentru a și nu le etichetezi cu fel și fel de adjective și cu fel și fel, că suntem atât de inventivi din acest punct de vedere, în condițiile în care statele din Europa Vestică și de partea cealaltă a oceanului se adresează copiilor cuvinte extraordinar de frumoase. Dau feedback de fiecare dată, îl încurajează când a făcut cel mai ceva bine, frumos, deștept, inteligent, astfel de cuvinte să folosesc în preajma copilor. Și repet, nu e nicio nenorocire dacă se întâmplă episodic să ne mai ieșim de fire și să nu fim în regulă. Însă lucrurile astea nu trebuie să se repete. Da. După cum spuneam, stimațiile spectatori, mai avem o frumoasă domnișoară în cadrul emisiunii noastre. Este vorba de eleva Ghincea Andreea. Bine ai revenit, Andreea, în cadrul emisiunii Educația Juvenilă. Bună ziua! Trebuie să menționăm faptul că tu ești o foarte bună interpretă de muzică populară, canto, însă ești puțin răcită și nu ne poți interpreta o melodie astăzi. Da. Ca atare, doamna profesor Nidelea te-a pregătit cu o poezie și cu o pildă ortodoxă. Da. Înainte de asta, vreau să te întreb și pe tine, Andreea, cum ți s-a părut, cum a trecut anul școlar? Păi, mi-e foarte greu să mă despărțesc de doamna învățătoare. Care se numește? Rădoi Bădița. Da. Am terminat anul foarte bine, cu note foarte bune la fiecare materie și sper la anul să am aceleași note pe care le am și acum. Tatăl tău, care este un fost coleg de-al meu și un foarte bun prieten de-al meu, este mulțumit de tine, de rezultatele tale, sunt convins. Da. Este important lucrul acesta. Da. Ce ne vei interpreta prima dată, Andreea? O poezie numită La ușa
milostivirii. Te rog frumos. Preasfântă Maică și Fecioară, nădejdea sufletului meu, tu ești a mea mijlocitoare la milostivul Dumnezeu. De n-ar avea în cerul lumea rudenie de pe pământ, atunci ar fi pustie viața asemenea unui mormânt. De nu erai tu primăvară a veacului înțelenit, ar fi rămas de-a pururi iarna și soarele n-ar fi zâmbit. Iar astăzi, prea curată Maică, când toți ne-am abătut la rău, de nu te vei ruga fierbinte, ne părăsește fiul tău. De n-ai fi revărsat uzorii peste pământul adormit, atunci umbra cea de moarte ar fi rămas fără sfârșit. Trimite semn de pocăință poporului nedumerit și adă iarăși la credință pe sufletul cel rătăcit. Dezleagă, prea curată Maică, cătușelor celor robit și dăruiește-le răbdare creștinilor năpăstuiți. Foarte frumos, foarte frumos. Da, și acum... Am tâlcuri noi la texte vechi de Antonie Plămădeală. Te rog frumos. Un tată pleacă împreună cu copilul său să se plimbe spre pădure. Trec pe sub un măr și copilul cere: tată, dă-mi și mie un măr. Și tatăl culege un măr și îl dă. Merg mai departe și copilul vede o floare frumoasă și spune: tată, vreau și eu una din florile acelea. Și tatăl rupe o floare și o dă. Mai încolo copilul vede un tufiș cu fructe roșii foarte atrăgătoare și cere: tată, dă-mi și mie din fructele acelea roșii. Și tatăl îi răspunde: nu, acestea nu pot să ți le dau. Și copilul începe să plângă, fiindcă fructele roșii erau frumoase și le bănuia gustoase. Și plânge. Nu înțelege de ce până acum i s-au dat de toate, dar aceste fructe roșii se refuză. Se întoarce acasă nemulțumit și întristat. Tatăl nu i-a explicat de ce nu i-a satisfăcut dorința. Era prea mic ca să înțeleagă. Poate va fi încercat, dar copilul n-a înțeles și a mers mai departe, dorindu-și fructele roșii așa cum erau, pentru că erau frumoase. Tatăl nu-i dăduse acele fructe pentru că erau otrăvitoare, ceea ce copilul nu știa, nici nu înțelegea noțiunea fiindu-i încă necunoscută. Foarte frumos, felicitări! Mulțumesc! Andreea, nu pleca, te rog frumos, nu te grăbi! Ce te așteaptă pe tine în vacanță? Unde pleci cu părinții? Plec în stațiunea Mamaia. Da? Și din punct de vedere muzical, ce surpriză o să pregătești când vei veni în emisiune cu melodiile? O să vă cânt. Dar o să văd și o să vă pregătesc ceva special. Bine, îți mulțumim mult de tot. Bună ziua! La revedere! Lorena, te întrebi pe tine, asemenea Andrei, ce te așteaptă pe tine în această vară? În iulie o să plec cu familia în Eforie Nord, la o vilă în formă de castel. Da. Și o să avem un sejur de 7 zile. Da. Și din punct de vedere muzical, o să îmi repet cele 23 de cântece, că am repertoriu bogat. Da. Da. Și o să încep un preludiu care este foarte greu, este de anul 89. Da. Da. Ei, o să așteptăm cu el în toamnă, da, la o emisiune, când o să fie bine pregătită cu preludiul. Da. Cum se numește ultima melodie pe care nu vei interpreta? Ultima melodie pe care o voi interpreta se numește Ecoseză. Succes! Mersi! Anu, aflându-ne pe final de emisiune, țin cu tot din adisul să vă adresez o întrebare care ne va ajuta pe foarte mulți dintre noi. De obicei, consultarea unui psiholog sau psihiatru
poate să fie un pas dificil pentru fiecare dintre noi, datorită prejudecăților. Vă întreb, care este diferența dintre un psiholog și un psihiatru? Și când ar trebui să ne adresăm unuia dintre ei? Diferența majoră este faptul că psihiatru este medic, psihiatria fiind o specialitate a medicinei, se urmează după facultatea de medicină, iar psihologia este o meserie de sine stătătoare care se studiază în cadrul facultății de psihologie și are și ea la rândul ei multiple specializări în foarte multe domenii de activitate, psihologia muncii, transporturilor, psihologia clinică și mai există diferitele metode de intervenție psihologică, se studiază și se numesc psihoterapii. Sunt diferite metode de terapie care se studiază, deci psihologul studiază o perioadă de 2 sau 3 ani, poate chiar 4 ani și se numește psihoterapeut și aplică strict numai psihoterapia pe care a terapia pe care în care s-a specializat sau de multe ori fiind întâlnindu-se cu situații diverse poate să aplice și un soi eclectic, ca să zic așa, din cunoștințele sale, centrat însă pe terapia pe care este specializat. Diferența este foarte clară și categorică, dar și mai este o prejudecată legată de psihiatru, în sensul că este doctorul nebunilor. Nici poveste de așa ceva, nu, noțiunea este utilizată, cum să spun, pentru că nu avem proprietatea termenilor. Există afecțiuni psihiatrice care sunt caracterizate prin pierderea discernământului, sunt afecțiuni care nu se vindecă și sunt cu sprijinul tratamentului medicamentos se află foarte multă vreme, se pot afla în perioade de remisiune și se manifestă sub formă de episoade. Acea categorie de persoane bolnave, cronic, sunt etichetate de oamenii care nu au proprietatea termenului, repet, drept nebun. Dar există o altă parte a tulburărilor, de aia se și numesc tulburări pentru că au caracter remisiv, din care fac parte și au auzit toată lumea de anxietate, de depresie, de diverse fobii pe care le tratează de asemenea medicamentos de tot psihiatru. Deci există indicații, evident că ajungem și la psihiatru și la psiholog la indicația de multe ori a medicului de familie care are un rol foarte important în societatea noastră, care discerne categoric gradul de afecțiune pentru că sunt anumite tulburări care pot fi abordate prin psihoterapie, dar sunt și tulburări care necesită pe o perioadă de timp, pentru că, repet, sunt remisive, pe o perioadă limitată de timp, un sprijin medicamentos. Așadar, este cel puțin rușinos din partea celor care etichetează psihiatru și, bine, știm și noi în Giurgiu că sunt etichetați ca atare, dar care etichetează bolnava până la urmă este o boală. Da. Este o afecțiune cronică. Vreau să ne spuneți, doamna Lăceanu, cât de important este atunci când simțim nevoia, trecem prin perioade foarte grele ale existenței noastre, să apelăm la consiliere psihologică. Nu este normal să ne ferim, să ne ascundem? Nu, absolut, ține de prejudecată. Consilierea psihologică este partea cea mai la îndemână și cea mai scurtă ca și timp de intervenție. Pentru că dacă nu, vorbim de o tulburare acută. Acut înseamnă în acest moment. Și nu o lăsăm să se cronicizeze, atunci nu e cazul să intervenim prin psihoterapie, care categoric se desfășoară pe perioadă mai lungă, sau prin intervenție medicamentoasă. Consilierea este partea cea mai simplă. Până la urmă, trebuie să dăm o parte orice prejudecăți. Este un profesionist care te poate ajuta să-ți depășești problema, să o depășești tu și insist. O depășești singur, dar cu ajutorul se stimulează niște mecanisme care îți aparțin ție ca individ cu ajutorul tehnicilor speciale de a depăși situația respectivă. Pe de altă parte, nu este deloc rușinos, numai în cultura noastră există această rezistență și această etichetare care este un obicei extraordinar de prost și de nociv. Este o afecțiune acută.
E o problemă. Dacă ai pneumonie, nu e deloc rușinos sau să te duci să te tratezi, pentru că trebuie atunci. Și importanța categoriei, și aici vreau să subliniez, este în momentul acut. Orice afecțiune, dacă o lasă să se cronicizeze, categoric tratamentul va fi de mai lungă durată. Pe de altă parte, te poate ajuta și ca insight. Deci în momentul în care povestești, și mai ales unei persoane autorizate, față de care clar ai, n-ai nicio reținere, că știi că nu va pleca de acolo niciun cuvânt din ceea ce povestești, nu te etichetează, nu te judecă, pur și simplu te raportezi ca la oglindă, la specialist, te simți extrem de confortabil că odată ce povestești lucrurile, te eliberezi categoric. Îți eliberezi o serie de vinovății, pentru că interpretările noastre prin procesul care se numește interpretativitate. Noi avem tendința să le tot interpretăm în felul nostru și tot așa. Și la un moment dat devine chinuitor. Deci cele câteva ore de consiliere nu fac decât să fie benefice pentru orice situație, oricărei persoane. Da. Doamna Luceanu, timpul în compania noastră trece extraordinar de repede. În compania copiilor, categoriile. Vă mulțumesc mult pentru faptul că a fost prezent în emisiunea Educația Juvenilă. Vă așteptăm și altă dată cu la fel de mare plăcere. Vă mulțumesc încă o dată. De asemenea, mulțumesc și copiilor prezenți în cadrul emisiunii noastre. Și celor care ne-au fost alături, că am menționat la începutul emisiunii ce vorba de Livicosat, Minel Boboc și domnul Ionel Taifas. Stimați spectatori, în fiecare joi de la ora 16 vă invit să urmăriți emisiunea Educația Juvenilă. Dragi copii, nu uitați, educația este viitorul vostru. La revedere!